Noroc, prieteni! Eu sunt Victoria Luca, Product Developer la Academie Vie. E luni, e ziua pentru un nou video aici pe YouTube. Iar azi ți-am pregătit ceva tare, tare, tare fain. Vorbim despre 5 reclame tipărite care au revoluționat industria de advertising. Îți zic și un mic secret, pe Instagram și Pinterest avem rezumate la toate videoclipurile de aici, de pe YouTube. Așa că dă-ne un follow și să trecem la treabă, pentru că timpul costă bani. Bun, prima reclamă pe care vă aduc în atenție este Think Small de la Volkswagen. Vlaicu face hocus pocus și vedeți și voi reclama pe ecran. Este vorba despre o reclamă creată de agenția Doyle Dane Bernbach, adică DDB, în 1959. Înainte de 1959 însă, americanii vedeau mașinile ca declarații de putere sau simboluri ale modei. Și iată că vine Volkswagen cu modelul Beetle, pe care cu siguranță îl știm cu toții, dar dacă nu vă dați seama din imagine, și a venit exact cu direcția opusă, cu perspectivă opusă. Deci a creat un ad combinând o imagine simplă, minusculă, cu font fără serife. Deci, în timp ce până atunci utilizau font cu serife și, în general, nu prea se utilizau la vremea aceea font fără serife. Adul, în mare, da, denotă onestitate, simplitate, minimalism, iar publicul american a apreciat asta. Deci până în prezent, compania urmează un stil de reclamă similar și vedeți și imagini pe principiul de ce să reinventezi roata. Ceea ce mi se pare corect. Adevărul era că Volkswagen Beetle era o mașină lentă, urțică și străină. Evident, americanii nu erau familiarizați cu brandul. Iar cei de la Volkswagen, venind și spunând că da, uite, ăsta e adevărul, mașina este urățică, nu este foarte rapidă, se mai numește și Beetle sau mai era numită Bug, adică gândac, cetățenii americani s-au lăsat convinși și mai departe modelul a devenit o mașină de care americanii se puteau mândri dacă erau deținători. Următoarea reclamă cu impact major a fost Does She or Doesn't She pentru un produs numit Miss Clairol. Vedeți reclama pe ecran. Deci, în anul 1956, Shirley Polikoff, o doamnă copywriter, a creat campania Does She or Doesn't She, adică face ea sau nu face. Până atunci, părul vopsit era considerat ceva ce influența negativ statutul femeii. Însă, după această reclamă, vopsitul părului a devenit un must, un trend de urmat. De ce? Pentru că sloganul cu care venea Shirley Polikoff era că culoarea părului e atât de naturală încât doar coaforul își poate da seama. Campania a avut impact pe termen lung. În decurs de 10 ani, aproape jumătate din femeile din America și vopseau în mod regulat părul. Vânzările de vopsea au crescut de la 25 de milioane de dolari la 200 de milioane. Iar Clairol deținea mai mult de jumătate din această sumă. Astăzi se spune că ar avea vânzări de peste 1 miliard de dolari. Trecem la următoarea reclamă. Este vorba despre Marlboro Man, de la Marlboro, desigur. Și aici avem o istorie foarte interesantă, dar înainte de asta menționez că este un ad, o reclamă creată de agenția Leo Burnett Worldwide pentru Philip Morris. Deci, în anii 50, un studiu științific venea cu informația că țigările provoacă cancer de plămâni în rândul bărbaților. Iar Marlboro, fiindu-i frică să piardă piața sau să piardă un procent din piața atât de mare, a introdus această mascotă numită bărbatul Marlboro. Deci până atunci, Marlboro făcea reclamă la țigările cu filtru pentru femei, pentru că nu era considerat trendy sau nu erai bărbat dacă fumai țigări cu filtru.
Respectiv, ei s-au dus pe piața femeilor. După aceea, când a fost făcut public acest research, ei au zis, hai să facem reclamă țigărilor cu filtru pentru bărbați. Și nu au ales o vedetă sau pe oricine cineva, ci au ales mascota asta de bărbatul cowboy, adică bărbatul probabil în cea mai dură formă. Campania a fost revelatoare pentru Philip Morris prin repoziționare, așa cum am zis mai devreme. Desigur că a fost și discutată foarte mult, atât de bine cât și de rău. Cert este faptul că a avut un mare impact și campania a durat mai mulți ani. Mai departe, cea de-a patra reclamă este Absolut Vodka cu campania de Absolut Bottle. Deci sunt un șir de reclame care pun în evidență sau puneau în evidență sticla vodka Absolut, deci era pur și simplu ilustrată sticla, dar în diferite forme. Deci o făceau cumva specială. Deci vedeți în, pe ecran, prima reclamă din această serie este creată de agenția TBWA din New York și a fost una dintre cele mai longevive campanii din istorie pentru Absolut Vodka. Prima reclamă a apărut cu, așa cum o vedeți, cu această sticlă, deasupra sticlei o aureolă și sloganul Absolut Perfection, dar apoi au mai urmat o serie de 1500 de reclame pe TV și tipărite. Vânzările companiei au crescut de la 10.000 de bucks-uri de vodka în 1980 la 4,5 milioane în anii 2000. Deci, cu siguranță, vorbim despre un succes remarcabil al acestei campanii. Cea de-a cincea reclamă și cred că una dintre cele mai cunoscute, At 60 Miles an Hour, de la Rolls-Royce. Deci, cu siguranță știți despre ce este vorba, chiar dacă nu ar apărea pe ecran această reclamă tipărită, știți despre ce este vorba, pentru că este una dintre reclamele emblematice semnate de David Ogilvy. Face parte dintr-o campanie foarte longevivă pentru Rolls-Royce. Mulți o consideră una dintre cele mai bune reclame din istorie, cea mai bună reclamă scrisă vreodată. Ogilvy însuși a spus că este cel mai bun titlu pe care l-a creat, dar de fapt procesul de creare, tot el povestește, a zis că a durat vreo 2 săptămâni până a făcut research, dar apoi a găsit acest titlu într-o revistă, revista The Motor, era de fapt un citat de acolo. Vânzările Rolls-Royce au crescut cu 50% în anul 1958 față de 1957 și cred că asta deja spune foarte multe despre succesul acestei campanii. Astea au fost cele 5 reclame tipărite care au revoluționat industria de advertising. Mie mi-a plăcut enorm să lucrez la acest video. Aș crea și partea a doua, tu ce zici? Așa că te aștept în comentarii cu părerea ta și ne auzim lunea viitoare tot aici pe canalul de YouTube.